Bună ziua! Bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii 1-2-3 Milena împreună cu numerologul Milena Haleț. Uh ați tot auzit s-au petrecut o mulțime de evenimente aici în Constanța. Spre exemplu, unul dintre ele și foarte, foarte important, este acela legat cumva de încetarea activității din funcția de inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța al domnului Constantin Dancu și înlocuirea domniei Sale cu domnul Glugă Constantin Adrian care își începe activitatea, sau mai bine spus, și-a început activitatea începând cu ziua de miercuri, 1 iulie 2020. Bineînțeles că fiind la o emisiune de numerologie în care e bine să vă amintiți, e bine să, zic eu, este bine să vă repet această emisiune 1, 2, 3, Milena care este în principal o emisiune despre de numerologie, este o emisiune despre dumneavoastră, este o emisiune despre noi, este o emisiune despre cum să facem să înțelegem pe cei de lângă noi, este o emisiune despre cum să facem să ne împăcăm bine între noi, atât cât putem, atât cât ne lasă pe noi felul nostru de a fi. Dacă nu putem face mai mult, măcar să putem înțelege de ce X sau Y reacționează într-un anumit fel și să avem cumva o măsură a posibilității de a uh, reacționa vis-a-vis uh, -vis de celălalt. Să știm până unde putem întinde coarda, ca să spun așa. Bineînțeles că vom avea vibrația zilei, vibrația fiecărei zile pentru perioada cuprinsă uh, în, uh, pentru perioada 3-9 iulie 2020. Nu uitați, luna iulie este o lună cu vibrație universală. Uh, 2 e vibrația universală, fiind cea care ne, uh, ne influențează pe toți, indiferent de Data nașterii, indiferent de luna nașterii, indiferent de numele pe care îl purtăm, este, ar fi ideal ca această vibrație universală să se afle în armonie cu vibrația personală a lunii, anului sau zilei fiecăruia dintre noi, în așa fel încât totul să decurgă pentru fiecare în parte cât mai bine, cât mai lin realizările. Să fie cât mai aproape de ceea ce ne dorim noi. Nu se întâmplă așa întotdeauna, și pentru că, tocmai, sau tocmai pentru că nu se întâmplă așa întotdeauna, este bine să le cunoaștem, este bine să le știm, este bine să le luăm în considerare și este bine să ne gândim cum să facem în așa fel sau în ce zile. Să mergem să cumpărăm o casă, sau în ce lună, sau în ce zile să încheiem o afacere, să semnăm un contract, și în ce zile ar fi bine să mergem să călătorim, pentru că uh, aceasta ar fi cea mai bună soluție, întrucât uh, am putea, uh, nu știu, pierde uh, amănunte semnificative care ar putea duce către uh, probleme financiare majore, să zicem. Uh. Numerologia și căsătoria, dacă vom avea timp, vom uh, citi și din numerologia și căsătoria scrisă de mine, Milena Haleț. Este o carte pe care o voi posta cât de curând pe site-ul meu online și uh, veți putea afla informații despre de pe Facebook-ul uh, Numerologie uh, Milena uh, de pe adresa de Facebook Numerologie Milena unde veți afla și adresa uh, site-ului meu și unde veți afla și cât uh, uh, costă această carte pentru a o achiziționa online. Nu uitați, Numerologia și Căsătoria o carte pentru toată lumea și pentru femei și pentru bărbați și pentru gineri și pentru soacre și pentru uh, nepoți și uh, uh, pentru uh, nurori mai ales este o carte din care, cu siguranță, dumneavoastră veți înțelege cât de importantă este buna înțelegere în căsnicie, cât de importantă este compatibilitatea, iar dacă întâmplător nu există și nu există compatibilitate, dar e dragostea în nebună cum să facem ca înțelegerea dintre noi sau dintre soți și soție să reziste în ciuda diferențelor care se vor accentua odată cu trecerea timpului. Este o carte în care veți găsi informații importante despre locuința dumneavoastră, despre modul în care vă influențează vibrația locuinței, a adresei. În această carte sau din această carte, dumneavoastră veți reuși să învățați că nu întotdeauna ceea ce ne dorim de la partener, partenerul ne va putea oferi. De ce? Nu pentru că nu ar vrea el, ci pentru că pur și simplu nu poate. Și vom învăța să calculăm în așa fel încât să aflăm care sunt limitele, care sunt zonele. Către care n-ar trebui să forțăm niciodată, pentru că partenerii, pentru că am fi dezamăgiți, și pentru că partenerii noștri, la rândul lor, s-ar înfuria și n-ar înțelege de ce insistăm noi ca ei să facă un anumit lucru care lor nu le este pe plac, și nu doar că nu le este pe plac, ci le este imposibil de realizat. Deci, nu uitați, Milena Haleț, adică eu, numerologia și căsătoria, puteți afla de pe adresa de Facebook numerologie Milena, informațiile suplimentare. Cea de-a treia carte din seria Aleșii Noștri, Oameni și Ei, și anume Constanța 2016, este cartea în care apar primari din mandatul 2012-2016. Cu siguranță, o nouă, o nouă ediție, nu doar online, dar și online, o veți putea găsi la fel pe site-ul pe site-ul meu și informațiile le veți găsi de pe adresa de Facebook numerologie Milena. În această zi vom discuta despre, ne vom reaminti despre mandatul. Da, de mandatul 2012-2016, localitatea Ovidiu, primar George Scupră. Este și acum primar, bănuiesc că va candida, nu știu, una mai stat de vorbă de mult cu, cu el. Pe, el și pe soția lui îi respect în mod deosebit și nu doar pentru că soția lui a fost diriginta băiatului meu, ci pentru că într-adevăr sunt niște oameni deosebiți. Revenim mandatul 2012-2016, Constanța Aleșii Noștri oameni și ei o carte um, realizată de calculele numerologice realizate de Milena Haleț. Um, în rest este o carte realizată cu sprijinul soțului meu Gigi Haleț, pe numele lui complet Gheorghe Haleț. Sunt, este a treia carte. Prima a fost a apărut în anul 2008 înainte alegerilor din anul 2008, următoarea înainte alegerilor din anul 2012, iar aceasta înainte alegerilor din 2016. Aceste cărți apar întotdeauna cu aproximativ o lună în, Înaintea fie alegerilor, și puteți afla informații despre nu doar despre realizările primarilor, nu doar despre proiectele acestora, ci și despre primarul, viceprimarul, numele secretarului, contabilului șef, Consiliul Local, componența Consiliului Local, dar și informații despre numerologice, despre caracterul, comportamentul vibrația localității care influențează comportamentul locuitorilor respectivei localității, municipiu, comună și așa mai departe, și despre cum îi va fi la data alegerilor, care este vibrația din anul alegerilor, din luna alegerilor și din ziua alegerilor, mai pe scurt, cum îi va fi, care sunt șansele primarilor la alegeri. Revenind orașul Ovidiu, din județul Constanța, situat în partea de est a județului, la 15 km de stațiunea Mamaia. Mandatul 2012-2016, George Scupra, viceprimar Dan Pândic, secretar Petrachi Mihaela, repet, în mandatul 2012-2016, nu ne referim la mandatul 2016-2020, contabil șef în uh, mandatul 2012-2016, Cotea Cristina, iar componența Consiliului Local din același mandat, uh, 2012-2016, și sper să citesc bine. Chiar dacă mă precipit cumva și uh, respir mai greu, dar uh, respir mai greu din cauza asmului bronșic. E perioada asta, ai căldură mare. Tac, tac, Dobrinaș, Alexandru Ionuț, Enache Titi, Dan Radu Florin, Raftu Hristu, Vasile Marian, Hanganu Ciprian, Albina Dumitru Georgel, Leonte Iulian, Pavel Vasile, Pușcașu Gheorghe, Pândichi sau Pândichi, nu știu care este accentul, Dan, Bârsan Daniela, Cornățeanu Fănica, Chiru Virgil, Engiu Petre și Darie Nelu. Repet, componența Consiliului Jude... Local al orașului Ovidiu din mandatul 2012 2016. Dintre realizările aceluiași mandat 2012-2016 amintim modernizare străzi, reabilitare centru cultural, construire de barcader, construire faleză, lac, asfaltare cartier Ovidiu, construire parcul primăverii. În sat Poiana au fost, au fost continuate lucrările la rețeaua de gaze naturale, reabilitare integrală a centrului cultural Gabriel Cotabiță, în satul Culmea amenajare locuri de joacă, inaugurarea primului cabinet de medicină de familie, gard, biserică, festivalul Elena Roizen, microbus școlar, nou, modernizare școli și grădinițe, primul post de radio. Uh, era vorba despre un post de radio pentru elevi și se numea Radio 15 sau se numește Radio 15. Organizare concurs, elevii au talent, burse de merit pentru elevi, gratuitate pentru toate secțiile sportive din cadrul Clubului Sportiv Ovidiu, organizarea crossului orașului Ovidiu, premiere, premiere, sportiv, reabilitarea și realizarea de cabinete stomatologice în Culmea, Poiana și Ovidiu pentru elevi și pensionari, iluminat arhitectural, iluminatul arhitectural al geamiei. Era extindere cimitir musulman și renovare casă mortoară. George Scupra, sau Scupra, aici am eu mereu probleme, cred că soțul meu îmi spune că este Scupra și este posibil ca uh, aceasta, acesta să fie numele exact George Scupra, nici de cum Scupra, cum uh, spuneam eu greșit. Uh, data nașterii 26 aprilie 1978. Are o cifra destinului 1 din 1 și 0, vă amintiți, cifra destinului este cea mai importantă din întregul profil numerologic și ne oferă uh, informații uh, generale despre trăsăturile de caracter ale unei persoane. Toate calculele pe care le facem pe baza datei de naștere ne oferă informații despre uh, caracter, toate calculele pe care le facem pe baza numelui complet ne oferă informații despre uh, comportament, uh, uh, cifra destinului Plus cifra numelui complet, înseamnă cifra personalității, care ne oferă informații despre omul complet și despre realizările care uh, i-ar fi cel mai uh, ușor de atins, să zic. Revenind, George Scupra, 26 aprilie 1978, cifra destinului: 1 din 1 și 0. Activ și rațional, independent și agresiv știe să fie în frunte, nu concepe să asculte de ordinele altcuiva. Popular și dinamic își urmărește cu încăpățânare țelul propus. Poate lua decizii imediat, nu-i place ca cineva să-i pună la îndoială judecata. Nu poate sta pe margine, nu suportă să fie spectator, preferă acțiunea, alege rolul principal. Așa cum vă spuneam, cifra destinului 1 din 1 și 0. Organizat și puternic, de nădejde și încăpățânat, detestă să depindă de alții. Înțelege tot, vede tot, amănuntele sunt specialitatea lui. Preferă lupta chiar dacă este doar cu el. Se simte excelent în mediul de afaceri, este puternic și de încredere. Detestă lașii, urăște mincinoșii, cifra zilei de naștere 8%. Anul 2020, haideți să calculăm împreună cum se calculează vibrația personală a unui an. Păi adunăm ziua nașterii cu luna nașterii și asta înseamnă cifra obiectivelor. La această cifra obiectivelor adunăm vibrația universală a anului care ne interesează, în cazul de față anul 2020. Știm că vibrația universală a anului 2020 este 4. Ziua nașterii plus luna nașterii înseamnă 26 aprilie. 2 plus 6, 8 aprilie este luna a patra, 8 cu 4, 12, 1 plus 2, 3. Deci cifra obiectivelor lui George Scupra este 3. La această cifră 3 adăugăm vibrația universală a anului 2020, care este 4, 4 plus 3, 7. Un an în care este bine să aibă uh, întotdeauna și planuri de uh, rezervă. Luna iulie, această lună, este luna 7, 7 cu 7, 14, 5, este o lună în care modifică mod de, modurile de acțiune, în care se gândește la niște schimbări importante în modul de acțiune, în structura organizatorică, în ceea ce urmează să facă. Pentru ca în august să se responsabilizeze, iar în septembrie să se încăpățâneze. Despre, despre vibrația din ziua alegerilor, cu siguranță veți citi inclusiv pe site-ul meu în cartea aleșii noștri, Oameni și ei, Constanța 2020, atât online cât sper și să realizăm cartea fizic. Mult succes, domnul George Scupră! Așa întreagă, amintind, ați auzit, nu? La Constanța s-au tot, tot vehiculat o mulțime de nume, da? Ca să nu vă spun că eu calculez din punct de vedere numerologic cum este și care sunt șansele fiecărui candidat în parte. Am calculat despre actualul primar și am spus cum este din punct de vedere numerologic, bineînțeles că Facebook-ul fiind protejat cumva și de un anumit anonimat deșanțat, am primit tot felul de tot felul de cuvinte urâte. După aceea am aflat despre Mohamed Murad, care se pare că nu va fi susținut de către PNL, în schimb este hotărât să candideze singurel, independent. Am scris și despre Mohamed Murad, bineînțeles că cei care nu sunt de acord cu Mohamed Murad au gândit de cuvință să... Să mă certe este ușor spus, dar nici eu nu mă las. Adică le răspund și cu asta pe asta. Până acum mi era foarte simplu, mă deranjau, nu intram în conversație, mă supăram și îi ștergeam. Dar de ce să i șterg? De ce să nu le explic oamenilor? Pentru că aceste, aceste comentarii sunt citite nu doar de mine și nu doar de cel care și-a permis Aș putea spune cu obrăzicie, cu nerușinare, să facă tot felul de uh, aluzii și să arunce tot felul de cuvinte urâte. Um, aceste comentarii sunt citite de toată lumea și este bine ca toată lumea să vadă răspunsurile. Răspunsurile ale mele care au fost uh, întotdeauna de uh, bun simț și întotdeauna încercând să explic uh, un lucru Extraordinar de important atunci când practici numerologia, atunci când tot ceea ce înseamnă numerologie pentru tine este foarte important și nu doar pentru tine, ci și pentru cei din jurul tău, întrucât faci acest lucru cu responsabilitate, iar cei din jurul tău au încredere în cele spuse de tine. Așadar, voi continua să răspund despre la inclusiv comentariilor urâte și de prost gust. Voi continua să explic ce este numerologia, voi continua să explic faptul că nu există calități și defecte, există doar calități pe care fiecare dintre noi alege a le folosi acolo unde crede el de cuvință, funcție de educație de educația primită, funcție de anturaj, funcție de momentul vieții și funcție de locul în care se află. Păi, n-ai cum altcumva. Și veți, vă veți convinge. Așadar, Mohamed Murad, Murad Va candida, se pare, independent la, pentru funcția de primar al orașului, al municipiului Constanța. Vom discuta altă dată mai pe larg, dar trebuie să vă avertizez că este un luptător, este un ambițios, este un convingător, este un bun vânzător de imagine, îi place să apară în public, se descurcă, are cuvintele la el, riscă foarte mult este permanent pregătit pentru orice situație, are se plictisește repede și atunci are nevoie de acțiune permanent, știe să drămuiască banii, este luptător, este deosebit de atent la detalii, nu împrăștie banii oricum, deci poate fi zgârcit da? și dacă ai nevoie te ajută. De ce spun asta? Pentru că are o cifra destinului 8 din 3 și 5, are cifra zilei de naștere însă 9. Acest 9 care cumva um, ai putea spune că nu prea se potrivește 9 care este uh, uh, cifra dărniciei da? uh, cu uh, cifra destinului 8 care este cumva a uh, persoanei care este uh, chivernisită și strânsă la pungă și uh, ca să spun uh, mai pe românește mai zgârcită așa. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Mohamed Murad este darnic atunci când consideră el că cel care i-a solicitat sprijinul merită. Sau pur și simplu este darnic mai ales atunci când nu-i se solicită sprijinul. Poate fi și romantic dacă are timp, dacă nu este ocupat în cine știe ce proiecte. Însă, întotdeauna cu siguranță va fi deosebit de încăpățânat, așa că nu încercați să-i împuiați dumneavoastră capul cu tot felul de sfaturi, mai ales că se aud tot felul de vești din dreapta și din stânga, nu încercați să-i explicați dumneavoastră cum se face una, cum se face cealaltă, ce ar trebui să facă în anumite situații, cum ar trebui să facă, lasă păcă, îți dau eu un băiat bun care îți explică el cu ce se mănâncă șmecheria asta, chestia asta. Nu ține, în primul rând el se pregătește foarte bine și va face întotdeauna doar așa cum va hotărâ el, cum mi se pare lui că trebuie făcut. o relație deosebită cu divinitatea, și are un simț deosebit, simte leneșii, simte mincinoșii, își dă seama de calitatea oamenilor. Este un film psiholog, este care îl ajută teribil. Atenție, este foarte convingător. Este vrăjitor din cap până în picioare și trebuie să știți că reușește să convingă pe oricine, acestea sunt calitățile unui bun politician. Și are nevoie de admirație, are nevoie să fie centrul atenției, are nevoie să fie în lumina reflectoarelor, îi place să fie văzut, îi place să pozeze, este gelos. Și poate avea uh, și uh, uh, crize uh, nervoase și crize uh, orgolioase. Uh, nu mai ține eu minte acum exact. Uh, mi se pare că anul acesta, da, anul acesta 2020, uh, vă reamintesc, nu citesc de pe prompter. Îmi notez de cele mai multe ori, câteva uh, chestiuni, spre exemplu, Constantin Gluga Adrian, data nașterii, uh, Constantin Dancu, data nașterii, uh, vibrația zilei, uh, iulie, vibrație 2 și cam atât. Nu citesc de pe promptă. Uh, deci, discuția mea cu dumneavoastră este cât se poate de sinceră, cât se poate de liberă și cât se poate de spontană. Este bine să știți, nici nu cred că m-aș descurca să stau uh, cu ochii în televizor. Uh, în promptă să urmăresc rândul. În primul rând sunt și o apă și nu suportă ochelari. Repet pentru Mohamed Murad, candidatul independent la primăria municipiului Constanța, anul 2020 este un an cu vibrație personală, un an cu vibrație personală 4? Ar fi bine. Dacă este an cu vibrație personală 4, Asta înseamnă că este atât vibrația anului universal, cât și vibrația anului personal sunt aceleași, deci pentru el lucrurile vor fi mai simple. Și dacă într-adevăr îmi amintesc bine și vibrația, Anului 2020 este 4, înseamnă că este un an în care poate acumula bunuri de natură materială, imobiliare, poate investi în imobiliare, un an în care va munci cu foarte multă seriozitate, știu că este născut într-o zi de nouă, dar nu mai țin minte exact luna nașterii. Cert este că, din câte știu eu că am calculat și puteți găsi materialul pe Facebook Numerologie Milena, este un an foarte, foarte bun pentru Mohamed Murad, iar cel care, cei care vor fi contra candidații lui ar trebui să fie și ei foarte bine pregătiți și așa cum îmi place mie să spun, fie ca cel mai bun și cel mai potrivit și cel care iubește Constanța cel mai mult și cel care ar putea ajuta la dezvoltarea Constanței și la înfrumusețarea ei, pentru că săraca este frumoasă oricum, dar fie ca cel mai bun să câștige. Constantin, Constantin Adrian Glugă, născut în Valea Mare, în Vâlcea, 12 ianuarie 1974 este uh, noul șef la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, l-a înlocuit pe Constantin Dancu, născut la 13 a 3 -a 1961. Am vrut să facem așa un pic de uh, calcul numerologic și să vedem uh, apropieri și diferențe dintre cei doi că ne vom da seama și cum vor uh, cum va acționa Constantin Adrian Glugă, diferit cu siguranță față de Constantin Dancu. Scrie mare numele Constantin Adrian Glugă. Trebuie să recunosc faptul că soțul meu ieri chiar părea așa a fi foarte supărat pe mine pentru că nu spun niciodată. Că cel care îmi dă ideile și cel care uh, lucrează la aceste materiale în sensul de culegere a informațiilor și este, este el. El îmi spune, bă fetiță, vezi că uite, s-a schimbat șeful de la IPJ. Ar fi bine să spui în emisiune despre uh, el. Fetiță, vezi că Mohamed Murad mi-a spus acum câteva zile, va candida independent la primăria uh, Constanța. Fără repede un material despre el și publică-l. Da, mi-am luat. Mi-am luat uh, în jurături duium, nu e nicio problemă. Asta este, asta este menirea noastră. Mă deranjează însă faptul că uh, nu suntem suficient de educați în sensul comunicării și al. Uh, putem, avea, putem avea opinii diferite și să ni le exprimăm frumos, să ni le exprimăm cu decență și cu bun simț. Mai avem până atunci, mai avem până acolo. Și vă spun, așa voi păți cu fiecare candidat în parte, pentru că nici Stelian Ion, candidatul USR, nu este pe placul tuturor. Nici Chizac nu este pe placul tuturor. Deci eu de fiecare dată voi pica așa cum nu se poate mai bine, fiecare în parte, având impresia că eu aș fi plătită de unul sau de altul. Vă spun sincer, vă spun cât se poate de, de sincer, Chiar nu am niciun partipri cu nimeni, nu simpatizez cu nimeni, nu am niciun contract de niciun fel cu nimeni. Și uh, nu mă interesează decât să vă explic dumneavoastră din punct de vedere numerologic cum este fiecare. Ce face fiecare uh, ulterior cu acele calități pe care le-a primit și pe care eu vi le descriu și vi le arăt, este treaba fiecăruia în parte, este decizia uh, lui. Constantin Adrian Glugă, născut la data de 12 ianuarie 1974. Facem repede. Aoleu, am uitat să vă spun că acum, acum când am făcut desenul... Pentru numerograma datei de naștere a lui Constantin Glugă, mi-am amintit numerograma datei de naștere a lui Murad, are 3 de 9 numerograma uh, periculos de inteligent și linia hotărârii începe un lucru, îl duce până la capăt, indiferent de consecințe. În ceea ce îl privește pe Constantin Adrian Glugă, 12 a 1900, 74. Are linia fizicului, oricât de greu încercat de boală ar fi, își va reveni de fiecare dată, se va pune pe picioare rapid. Uh. Este rezistent fizic, are calități de lider, are calități de șef, este agitat, este nervos, riscă mult, îi place viața asta agitată, n-ar putea trăi o viață liniștită stând doar pe malul lacului și pescuind, chiar dacă ar face, face acest lucru din când în când, probabil n-am de unde să știu. Găsește soluții fiecarei probleme, 12, 3, 4, 14, 21, 25, 7 din 25. Este încăpățânat, este ciudat, este ciufut, poate colabora bine atunci când consideră el de cuvință, doar se uită odată la tine și știe și pulsul, știe și ce gândești, știe și ce ai putea să faci și când să reacționezi și cum să reacționezi să te ferească Dumnezeu dacă se înfurie. Um, își poate pune oricâte măște este nevoie, cunoaște oamenii, îi simte, îi vede așa cum sunt ei, se pricepe să-i folosească acolo unde trebuie. Poate interpreta cu ușurință orice, orice rol, poate intra în pielea oricărui personaj, este deosebit de convingător și un extraordinar de fin uh, psiholog. Anul acesta, pentru el, are o vibrație personală 8, este vibrația ambiției, a luptei, a uh, orgoliilor, a nemulțumirii permanente, își dorește uh, parcă mai mult, parcă mai bine și parcă uh, să atingă perfecțiunea greu. Luna iulie este luna 7, a 7 cu 8, 15, 1 cu 5, 6. Vibrația personală a lunii iulie este 6 pentru Constantin Adrian Glugă, adică asumarea responsabilității faptelor. Asta a și făcut din momentul în care a acceptat să fie. Cel puțin deocamdată este împuternicit prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne să îndeplinească pentru o perioadă de 3 luni atribuțiile funcției de inspector șef al IPJ Constanța. Iar fostul șef al IPJ Constanța, Constantin Dancu, Constantin Dancu, notasem eu, 13 martie 1961. 1, 3, 3, 1, 9, 6, 1. Ei bine, Constantin Dan cu linia inteligenței 369, fiecare informație este trecută prin filtrul rațiunii, riscă atunci când consideră că este uh, momentul să riște, riscă întotdeauna doar calculat, are cifra destinului 4 cu 3, 7, 17. Uh. 6, 23, 24 este 6 din 2 și 4, mai calculăm o dată, 7, 17, 20, 24, 6 din 2 și 4 are calități de dascăl de profesor, el simțea de voia să învețe pe ceilalți, să facă, să le dea sfaturi, să-i îndemne să facă așa cum considera el că este mai bine, se gândea la fiecare în parte, era ca un soi de cloșcă, bă uite fă tu așa că ar fi mai bine pentru tine, Fătul invers că invers ar fi mai bine și ar ieși lucrurile mai bune. Un bun prieten, un bun partener, ceea ce poate fi și Adrian Constantin Adrian Glugă atunci când nu se încăpățânează. Dar Constantin Dancu și muncea foarte mult, era foarte serios, foarte muncitor, foarte organizat, disciplinat și loial. Risca mai puțin, se arunca mai, mult în, mai puțin în luptă, Anul acesta pentru Constantin Dancu, 4 cu 3, 7, 7 cu 4, 11, 2. Este un an cu vibrație universală, un, un an cu vibrație personală 2. Teoretic este un an al asocierii și al noilor relații, al um, asocierii, se pare că pe alte direcții, pentru că luna iulie a acestui an, lună din care deja el nu mai este șeful IPJ Constanța, luna iulie este o, o lună cu vibrație nouă. Deci ar trebui, este o lună a rupturilor, a îndepărtării, a rupturilor de relații, al plecării și al cumva al uh, dramatismului, dar și al eliberării. Oh mult succes noului șef al IPJ Constanța Constantin Adrian Glugă și mult succes în noile activități pe care le va desfășura domnului Constantin Dancu de care se pare că foarte multă lume din Constanța a fost foarte foarte mulțumită. Pentru că mai avem doar 5 minute din această emisiune, vom încerca foarte repede și suficient de pe scurt să vorbim despre vibrația fiecărei zile din perioada uh, 3 9 iulie 2020, da? Așa cum spuneam, anul 2020, vibrație universală 4, asta ne determină, această vibrație ne determină să fim mai serioși, mai muncitori, mai pragmatici, mai cu picioarele pe pământ, mai greu de păcălit, mai greu de dus de nas, chiar foarte reci, suficient de dificil. Luna iulie este însă, care doar ce a început, este o lună mai blânduță o lună în care parcă vom fi și noi mai înțelegători, o lună în care ne vom da coate îndemnându-l pe celălalt să ia niște hotărâri. Auzi mă ce zici? Ia, tu ce zici să facem? Că haide să facem ca tine, așa brusc suntem foarte împăciuitori și foarte îngăduitori, poate, poate ia celălalt hotărârile și dacă hotărârile lui nu sunt foarte bune și dacă rezultatele nu sunt ok, nu primim noi băbârnacele. Ei, da, să zicem, vineri, 3 iulie, adică mâine, vineri 3 iulie, vibrația universală 5 este o zi foarte bună pentru călătorii. Este o zi foarte bună pentru relaxare, este o zi în care încercați să nu cheltuiți prea mulți bani, pentru că riscul este mare de a face cheltuieli suplimentare și dacă aveți contracte de semnat, atenție mare, cei care au tot interesul să semneze aceste contracte, vor fi foarte convingători, dar există și ceilalți, ceilalți care ar trebui să fie foarte, foarte atenți la detalii întrucât această vibrație 5 ne îndeamnă pe toți către o anumită superficialitate. Citiți de două ori, de trei ori, de câte ori este nevoie, nu vă grăbiți pentru că vă stinde să terminați repede, să vă grăbiți și să semnați lucruri anapoda care ulterior vă vor da probleme, vă vor crea probleme. Sâmbătă 4 iulie, vibrație universală 6. Asta înseamnă mai multă grijă în familie, mai pe lângă case, mai îngrijorați pentru problemele care ar putea apărea, cuplurile care nu prea se împacă, ar putea hotărâ brusc despărțirea. În același timp, ziua de sâmbătă 4 iulie este o zi foarte bună pentru căsătorie, pentru că această vibrație 6 înseamnă dragoste, căsătorie sau divorț. Duminică 5 iulie, vibrație universală 7, aveți grijă, înseamnă sistem imunitar slăbit, înseamnă accidente, aveți grijă cei care veniți la mare, marea este frumoasă, marea ne iubește, marea... Of, doamne, miroase frumos, ne face bine, Uh, dar nu vă bateți joc de ea. Nu, să nu credeți că marea este și bleagă. Să nu vă închipuiți că intrați în uh, mare uh, beți și că ea va fi îngăduitoare cu voi dacă vă duceți la nu știu ce adâncime, mai ales când sunt valuri. Aveți mare, mare grijă. Este o zi dificilă această zi de duminică 5 iulie 2020. Cu asa, acea vibrație, uh, asta vibrație 7, care ne îndeamnă să fim foarte încăpățânați și să fim. Uh, foarte dificil și să uh, nu ascultăm pe nimeni și să ne retragem în colțișoarele noastre și să uh, ne gândim la ziua de luni. Iată ziua de luni care are o vibrație universală 8, luni 6 iulie, vibrație universală 8, o zi perfectă pentru uh, a face bani. O zi în care ne vom lupta cu toți, o zi în care vom fi nemulțumiți de toți inclusiv de noi, o zi în care ne vom lupta inclusiv cu noi. Faceți contracte, semnați contracte, este o zi foarte bună pentru câștiguri financiare marți. E bine, marți este o zi în care n-ar trebui să semnați contracte, pentru că este zi cu vibrație nouă, nimic bun nu începe într-o zi în care se petrece sfârșitul. Așadar, încercați să faceți lucruri cât mai ușor de făcut în această zi și să fiți atenți să nu depășiți viteza, să există riscul crescut de accidente de orice fel. Miercuri, vibrație 1, început de drum, mai puternic, mai sigur pe noi și joi, mai îngătuitor, mai pacifici, semnări de contracte. Totul este foarte bine, totul va fi foarte bine dacă veți fi atenți în zilele de duminică și marți. Care au vibrații 7, respectiv 9 și nu sunt vibrații bune deloc. Nu uitați de la orele 19 Gigi Haleț cu emisiunea ce frumos e la noi, o mulțime de, de lucruri interesante. Vă va povesti despre femei și despre dragoste, despre uh, uh, Mihai Minescu și despre Titu Maiorescu și despre Mite Cremniț și despre dragostea mare, cu Veronica Micle, cu Titu Maiorescu, cu amoruri îngrozitoare, cum să faci, cum să le amețești, de ce să le amețești, de ce să renunți la ele sau dacă e mai bine sau nu să ai amantă o vedea la emisiunea lui Gigi Haleți. Eu spun că nu e bine. Să vedem ce spune și el. La revedere pe săptămâna viitoare!